Salutare tuturor și noi am găsit la un nou episod de asta. Vom juca lumea lui Weaver și azi dăm drumul. Primul rând o să construim acoperișul. Am luat foarte multe bucăți de lemn și acum vom face multe scări să vedem dacă sunt suficiente, pentru că am văzut că ne trebuie foarte multe și am luat cam un stack de lemn neprelucrat. Acum dacă ne mai trebuie o să mai mergem de aproape 3 stacuri de astea. Sper să ne ajungă. Cred eu că ne-ar ajunge, dar hai să vedem, să fim siguri. Facem și un furnal. Parcă mai aveam unul. Sau nu? Nu contează. Oricum o să punem un furnal aici. Am strâns ceva piatră. Am fost la minat puțin de piatră și hai să punem ăsta. Vom pune pe aici pe jos bricuri și da, va fi numai din stone brick, de fapt, ca să fim mai preciși, și va fi aici cu stone brick, deci o să ne trebuiască. Hai să vedem, aici sus nu mai trebuie făcut nimic, se pare că trebuie decorat puțin, o să-și decorăm și să punem și geamurile. Acum nu știu exact ce să fac prima dată, să mergem să punem, cred că o să urcăm pe casă să punem astea, cum se numesc, punem noi dirt ca să se spargă mai repede. Să punem scările. Facem acoperișul. S-ar putea să nu ne ajungă, nu de ce am impresia asta, deși sunt până la urmă 3 stacuri, vă dați seama. Nu e chiar puțin, dar cine știe. Hai să vedem. N-am tăiat mulți copaci din zona aia, o să mergem să luăm, să adunăm saplingurile când vine dimineața, de fapt. Când o să ne ducem să ne culcăm, ne culcăm și va veni dimineața. Cred eu că ne ajung, adică am consumat jumate numai pe partea asta, sau e posibil să ne mai trebuiască puține oricum. Ideea este că am făcut destul de multe și sper eu să nu mai trebuiască foarte multe sau chiar deloc, de ce nu? Așa, deci ne vom da puțin în spate și vom face în felul următor. Așa, le punem puțin mai repede, mai și greșim. Da. Așa, hai să mergem și pe partea asta. Am consumat deja un stack, dar ideea este că nu mai este chiar așa mult. Am pus foarte multe aici și pe asta, după o să fie mai puține pe fiecare rând. Și așa vom ajunge la final, la terminarea acoperișului. Și da, în acest episod cred că mai deja ce vom face, acoperișul, vom mai decora puțin prin a doua cameră și cred că cam atât. Nu știu, o să începem ceva ferme, poate niște ferme de semințe. Deocamdată mi se pare că îmi trebuie puțin iron ca să facem o găleată cu o găleată. Să umplem cu apă și să mergem să dăm drumul la găleată pe jos ca să se spargă astea, să facem semințe. Cam atât ce trebuie să facem, să adunăm semințe, dar nu avem iron și va trebui să mai minăm puțin. Văd acolo niște lavă, da, cred că este lavă. Și era foarte bine dacă dădeam de un sat, pentru că aveam și mai multe cartofi, morcovi și semințele le aveam deja luate, poate și chestia alea beetroot. Nu sunt foarte folositoare, dar era bine să facem multe ferme așa, să arate frumos. Dar, da, hai să punem aici. Și da, s-ar putea să ne mai trebuiască câteva bucăți, nu foarte multe, dar nu știu dacă o să ne ajungă stacul ăsta, deci punem mult mai puține pe fiecare rând. Ia să vedem dacă ne ajung. Și da, casa arată cam ciudat acum, pentru că nu este decorată nici pe din afară, nu este făcut nimic, doar sunt doar copaci și atât, plus că nu sunt geamuri și alte chestii la casă, dar o să vedeți pe viitor, casa va arăta mai bine, să mai decorăm.
asta, că suntem aproape de sfârșit. Nu mai mergem să ne culcăm, pentru că oricum nu e niciun monstru aici pe acoperiș. Ia să vedem aici cum vom face. Să facem noi așa și așa. Arată cam ciudat. Să mi se pare că putem face genul ăsta, da. A, și vine la fix. Asta, bă, nu mai trebuie un bloc în mijloc. Un slab și uite că și ea. Asta, bă, nu mai trebuie niciun slab. Bun. Aici trebuia puse ceva torțe, dar deocamdată nu avem și asta este. Bun, hai să mergem să ne culcăm. Să vedem ce ziceam, să mai au sapling-uri, să le mai plantez pe aici, prin jurul casei. Bun, ne culcăm. Și după o să mai pun și geamurile și cam atât. Nu, cam atât, și de-astea de spruță, să mai plantăm și de-astea, nu știu dacă pe lângă casă, dar o să le plantăm oricum. Avem și o pâine, hai să o păstrăm. Semințe, uite un charcoal să facem torțe. Da, acum nu cred că ne trebuie exact în acest moment. Hai să mergem să luăm sapling-urile, pentru că am tăiat foarte mulți copaci din zona asta, uite și un creeper. Hai că nu trebuia să-i dau acolo. Da. Așa, e că l-am luat. Să văd dacă s-au despawnat sau nu sapling-urile. Cred că da. Pentru că aici erau foarte mulți copaci și ia să vedem, 7 de astea. Na, erau mult mai multe. Și mi se pare că 3 le-am luat sau 2, nu mai știu, le-am luat când am trecut să vin de acolo la de aici. Dar oricum sunt bune și astea. Asta nu e pus bine aici, hai să punem partea asta. La fel. Aici am făcut eu mina, am săpat puțin în jos, nu e cine știe ce. Așa, prin fața casei o să punem și noi puțin mai așa, să nu punem copac fix în fața casei, în fața ușii, vă dați seama că ar arăta cam ciudat. Hai să vedem aici toată piatra, să facem bricuri și după din bricuri vom face slaburi. Și da, cred că ne trebuie mai mult de 64, s-ar putea să mai trebuiască să mai mergem să mai luăm ceva piatră, dar deocamdată o să vedem, pentru că nici nu le-a pus, ia să vedem cam câte aș consuma așa pe o zonă mică, pentru că o să ne mai trebuiască singur, nu știu de ce am impresia asta. Da, s-ar putea să ne mai trebuiască mai mult ca sigur. Bun, hai să spargem noi și astea de aici, pentru că o să schimbăm cu bricuri și da. Mă enervează în unele momente, este bun acest auto jump așa, dar uneori mă cam încurcă. Ia să vedem, să punem din nou ușile și acum pressure plate-urile. Bun. Hai să mai spargem puțin aici și să vedem. Mă, eu piatră mai aveam prin ce scumva pe acolo, pe undeva? Nu. Dar nu știu de unde mi-am făcut eu aceste unelte. Cred că am avut puțină piatră și am făcut de aia uneltele astea. Așa, hai să mai spargem și zona asta. Patul cădea dacă nu avea nimic sub el. Eu nu mai știu exact cum era. Deci este chiar enervant. Pur și simplu eu nu sunt lângă bloc aici și se dă mai din spate. Eu nu știu exact cum să explic. Ia să vedem dacă putem scoate, pentru că acum parcă mă cam enervează. Uite, auto-jump. Gata, așa. O să mă duc și eu în siguranță lângă bloc. Ia să vedem ce s-a mai făcut aici. Doar 8. Deci încă... ce am făcut și eu. Astea am greșit. Dar poate o să le folosim pe afară. Poate vom face un drum, ceva. Oricum vom folosi. Ia să mai mergem să mai luăm niște piatră, pentru că nu mai am nici pentru lopată și nici pentru slăbuni. Hai să facem așa un drum de două de astea. De ce nu? Nu am torțe. Nu mă mai să mai iau cărbunele ăla.
Adică era mai bine să mă duc direct în jos, că mai găseam un aer, ceva. Sau poate chiar alt căul. Dar acum, dacă nu avem unde, asta este. Hai să spargem așa, random. Sau am luat destul, 20 de bucăți, hai să mai luăm puțină piatră. Puțin cobblestone ăsta, de fapt. Cred că mai spargem partea asta și după mergem, pentru că nu ne mai trebuie chiar așa mult. S-ar putea să ne mai trebuiască pentru alte unelte, pentru că după că se sparg și astea, dar o să vedem noi. 34, au, și acum o să trebuia să și așteptăm. Ia să vedem, a, uite că mai am 20. Și să luăm vreo 5 bucăți așa. Pentru lopată, cred că mai trebuie o bucată ca să facem. Nu, chiar două, să facem și un și un topor. Bun, hai că avem de schimb. Bun. Hai, cred că o să începem să spargem toată zona asta, felul ăsta. Așa și după vom pune direct. Nu mai stați să mai spargem așa câte o parte, să mai punem. Trebuie luate și astea. Ia să le punem noi pe astea doar ca să facem asta cu ușile. Să închidem ușile, așa. Bun, nu mai avem foarte mult și după vom merge să mai luăm puțin lemn, nu știu dacă mai am, dar nu mai am deloc, sau poate folosim și de ăsta de spruz să mai decorăm pe deasupra la etajul 1. Bun, hai că am mai făcut ceva, 34 sunt destul de multe. Bun, hai că am mai pus ceva, chiar dacă nu mai avem multe. Nici mult nu mai avem de pus. Bun, hai să mergem, de fapt, stai să văd, vreau să fac niște scări. Știu că scările singuri se pot face din ăsta. Da, uite, hai să mai facem așa. Bun, 12 sunt suficiente. Astea a, face pressure plate obișnuit. Hai că e bine. A, nu știu dacă două. Hai să punem de toate. 4. Hai că spune. Și niște bețe obișnuite. Și astea mi se pare că trebuie făcute altfel. Parcă ca o poartă, dacă mi-aduc bine aminte. Da? Și le face așa de spruz. Nu știu dacă îmi place foarte mult, dar aia o să le folosim pe astea. Dacă nu îmi place chiar deloc, o să le schimbăm. Așa, bun. Și să vedem. De fapt, cred că mai repede începem cu geamurile. Nu știu dacă mai am pe aici ceva sticlă. Hai să punem paneluri de astea. Avem doar 19. Da, cred că mai mergem să mai luăm și nisip. Deci eu am făcut în felul ăsta. Și jos, jos le punem aproape la fel. Deci pe marginile astea două o să punem la fel ca jos, dar nu știu cum vom face în față. Trebuie să fie un design noi altfel, pentru că este bine să facem chiar la fel peste tot. E ceva mai frumos. Mă, după ce când am multe mai și greșesc. Uite că am făcut un geam. Ia să ieșim afară să vedem cum arată. Sau nu mai luăm acum. Cum arată din partea asta. Da, mai că a început să arate mai bine. Bun, hai să mai, dacă tot am ieșit afară, să mai luăm niște nisipi. Uite, văd acolo. Nu ne trebuie foarte mult, pentru că oricum se fac multe panouri de alea. Faci 16 din 6 bucăți de sticlă, deci e bine. A, uite, putem lua și clay ca să facem ceva flori, să le punem noi pe acolo, să mai luăm clay. A, chiar ar fi frumos să punem și ceva flori. Ia să vedem, mai este pe aici. A, nu cred că ne trebuie chiar foarte mult.
și am luat toate alea din zona aia. O, dar cred că ajunge. Tot nisipul ăsta am luat destul de mult. Așa. Bun, hai să mergem spre casă. Cred că ajunge 34 de bucăți. Da, sunt destul de multe. Hai să mergem, să vedem, mă, ar cam fi trebuit să mai facem un funal, pentru că nu știu dacă am loc, vreau să fac și clay odată, ca să nu mai așteptăm după. Ia să vedem, ajung, 36, da, cred că ajung, a, mai puțin, chiar am făcut un plus. Bun, am terminat podeaua, hai să vedem aici cum facem. Hai să mergem în stâng, să vedem pe margini cum vom face. Deci aici la două blocuri, dacă mi-am bine aminte, da. Așa, să spargem și astea și să vedem cum facem aici, pentru că chiar nu știu și aici la fel cum face. Chiar nu știu să facem un design mai special sau să punem tot drept așa cum am făcut și aici. Nici nu vine în minte niciun design. Cum să ajungi mai repede la furnal. Și da, haide să mai luăm 16 panouri de-astea. Să le punem și aici destul de rapid. Da, nu mai ajungem acolo. Așa. Bun, am făcut partea asta. Hai să vedem aici. Deci, facem normal, nu știu exact. Nici nu știu altfel cum să fac. Și nici normal parcă arăta cam la fel toate părțile, să facem noi. Singurul design care știu e doar să nu pui un bloc așa aici. Atât. Deci nu prea le-am cu designurile, dar ia să vedem cum este acolo un bloc și așa. Ia să vedem să fie ceva în genul ăsta. Asta e singurul design care știu. Așa, să fie doar blocul ăla, să nu fie și puțin diferit. Da, cred că merge. Mă, piatră chiar deloc nu am. Hai să mergem, mă, să ne culcăm. Să mai mergem, să mai minăm în jos. Ideea este că dacă te duci în jos, nu numai că parcă trece timpul altfel, nu știu de ce am eu impresia asta, decât să minezi, să stai într-un loc și te dai așa cu pixul, așa. Parcă e mai bine când te duci în jos, dar mai și găsim cărbune și iron. Ia să vedem. Să punem noi puțin mai strategic, uite așa. Să ne ducem în jos, să vedem, poate mai luăm ceva, dacă nu, e bine că măcar avem piatră. Mă, eu m-am culcat, cred că da, după ce m-am uitat. Bun. Și, da, nu să punem torță direct, pentru că o să mai salvăm, ca să nu pierdem torțele aiurea. Bun, hai să punem aici, că sunt cam întunecă. Să vedem cât am filmat, 18 minute, sunt suficiente. Chiar mai mult confirma. Uite și niște căul. Perfect. Bun. Chiar mă gândeam că îmi trebuie căul ca să mai prăjesc și alea. De fapt, cred că am lemn pentru prăjit. Topit sau ce-o fi acolo. Mă, da, parcă tot iron ne trebuie cel mai mult, pentru că mai facem un pickaxe, spargem mai repede cu pickaxe-ul și e bine că după o să găsim și mai repede iron sau eventual diamante sau alte chestii. O, da, e mult căul aici. O să-l folosim și la furnal. Singur o să-l folosim. La cât avem? Ia, 22 de bucăți. Da, sunt suficiente. Sper că doar 8 trebuie pe într-un stack. Uite, mă, iron. Sper eu să fie măcar 3 bucăți. Dar singur sunt 3 bucăți. Da, hai că sunt pentru o găleată. Așa, haide să... vedem. Da, mă, cred că ne putem întoarce spre casă. Nu știu exact dacă mai facem ceva. Da, ne întoarcem mai repede, pentru că am filmat cam mult și mai avem destul de multe de făcut. Trebuie și decorat puțin și clay-ul ăla făcut. Ia să vedem aici. Bun, în primul rând facem noi încă un furnal. În episodul următor cred că ne vom apuca de ceva ferme. Deci ferme de semințe, de ce mai sunt
pe acolo ce mai găsim noi, mai vedem pe parcurs. Oricum, cred că toată sticla asta e suficientă. Bun, hai să mergem să facem și în partea asta. Să ne băgăm aici. Așa. Ideea este că rămânem și fără mâncare. Ar fi bine să începem de acum, pentru că mai sunt, mai am, cred că 4, da, uite, 4 bucăți de mâncare. Chiar dacă sunt destul de bune, s-ar putea să se termine și până să fac semințele. Până se face uitul din semințe, mai durează, vă dați seama, că nu se face chiar așa repede, plus că vor fi, de fapt, nu, vor fi multe semințe și se vor face multe odată. Ah, e bine. Uite, mă, parcă arată bine. Arată mai bine așa, decât dacă punea drept, clar, arată mai bine. Bun, hai să vedem aici cum decorăm noi, pentru că nu știu exact unde să facem genul ăsta, să ne uităm pe fereastră, să fie aici o masă. Genul ăsta, să ne uităm așa pe pătratul ăsta, cred că așa va fi. Ia să vedem. Și pressure plate-urile, a, uite că sunt acolo. Ia să vedem. Da, mă, parcă arată bine. Ia să vedem dacă cum ar încăpea, dacă vom face și așa. Să mai vină o masă aici. Ia să vedem dacă nu vine deloc bine. Doar așa, să fie o masă mai mare, genul asta, da, nici nu mai avem materiale. Hai să mergem, mă, să mai vedem ce facem aici. S-a terminat lemn. Oh, nu, de ăsta. Spune și noi de ăsta. Hai să ne transformăm pe tot, jumate aici și jumate. Ia să vedem, să facem 6 de astea, deși cred că mai trebuiau 4, da. Și niște fensuri. Bun, hai să mergem acolo sus. Trebuie să facem niște poturi pentru ceva flori care nu era perfect dacă se puteau pune pe astea sau măcar la geam aici, pentru că așa nu știu exact unde să le pun așa lângă masa aici, nu știu dacă arăta foarte bine sau în alte locuri, nici nu știu cum va ieși, dar hai să vedem. Flower pot. Flori avem oare? Uite că avem aici 7, dar sunt de același fel. Mai sunt pe aici prin apropiere? Doar la fel? Da, hai să le punem pe astea, dacă nu mai sunt acum. Asta este, o să mai luăm pe parcurs. Deci, vreau să fie așa o floare aici. Punem în felul ăsta. Așa și am eu o scară. Parcă ar fi mai bine să facem niște scări din bricuri, dar acum îmi dau seama că ar dura cam mult. Mă, eu pot să fac la loc astea, mi se pare că puteam. 50, nu, da. Nu așa. Eu nu cred că merge și din astea. Ia să vedem, să facem noi vreo 6 de astea, nu știu dacă se face ceva, mi se pare că nu. A, uite că face dalea obișnuite, hai că e bine. Exact asta vreau să fac, să le fac dalea. Să punem aici așa. Sau și așa, dacă tot avem 3. Să le umplem cu flori. Aici ar fi bine să fie niște flori mai speciale, dar acum, na. Hai că nu arată chiar rău. Acolo niște măsuțe, 3 măsuțe, una dublă și 2 obișnuite. 2 flori și încă 3 flori aici cu un design cât de cât. Și dar lumea, cred că vom încheia episodul aici. Mulțumesc pentru atenția acordată. Hai să mai vedem cum mai arată casa. Și da, baftă lume, pa, puteți vedea și floarea la geam.